Vaja, Bajola, Baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi și astăzi la Viața Bate Filmul vrem să vorbim, nu știu, să vorbim, să discutăm, să dezbatem prima renunțare la funcția de papă, dacă putem să-i spunem așa. Se întâmplă chiar astăzi, pe data de 28 februarie, mai exact pe data de 1 martie, nu va mai exista papă la Vatican și va începe din nou procesul, dacă vă aduceți aminte, de alegere a unui nou papă. Sunt multe discuții, dezbateri, dar haideți să vedem ce părere are suceveanul despre acest subiect. De-i bătrâneți. Nu. Nu am nicio idee. Nu pot să... Nu știu. Nu știu. N-am nici cea mai vagă idee. Sunt o grămadă de speculații. Nu vreau să mă lansez în speculațiile astea. Eu, sincer să vă spun, chiar n-am nicio părere, nicio idee. Are un rol foarte important pentru lumea creștină. Da. Apropii omenirea. O face mai bună, mai... Are un rol important, destul de important, Biserica Catolică e majoritară în Occident. Da, eu știu ce rol are, el are cel cu credincioșul lui. Unul foarte important în special pentru comunitatea catolică. Creștinii catolici sunt undeva cel puțin 50% din numărul tuturor confesiunilor creștine. Și bănuiesc că e un rol foarte important. De mediere, de asigura liniștea, înțelegerea. Bine, nimeni nu-i de înlocuit. Vine altcineva. Nu am idee, ce? Nu știu, nu cunosc. Nu cred că ar trebui să ne fie frică de ceva care este normal, până la urmă. Dacă un om care nu simte el că nu se mai poate dedica unei astfel de funcții, o responsabilitate enormă pentru... având în vedere că sunt un miliard și ceva de creștini catolici, sau în jur de un miliard, spune. Da, dacă nu mai poți să-ți duci la capăt misiunea, nu trebuie să ții cu dinții de funcție. Știu, poate se vor dezvolta religiile astea care nu sunt creștine. Oricum, cred că lucruri chiar prea bune nu se vor întâmpla. Nu. Nu cred. Nu cred. Nu cred în valabilitatea prezicerii a Sfântului Malachia sau așa ceva, arhiepiscop în Irlanda. E un text foarte vag, a fost menționat doar o singură dată la câteva sute de ani de la moartea Sfântului respectiv. Nu cred. Nici în Nostradamus nu cred în infailibilitatea prezicerilor lui Nostradamus. Personal nu. Și nici nu vreau să aud de ele. Cred că în orice domeniu există luptă pentru putere. Cred că da, sigur. De ce? Puterea e putere. Orși, ei, bă, nu, dar unii nu sunt acum? Istoria ne-a demonstrat că da. Nu am niciun motiv să cred că nu există nici măcar 1, 2, 3 oameni care să încerce să-și impună o anumită idee, chiar o anumită abordare vis-a-vis de mișcarea ecumenică sau știu altceva, pentru că ecumenismul e o problemă destul de spinoasă și Biserica Catolică a jucat și va juca un rol aparte în această mișcare. Așa că e normal să fie măcar din acest punct de vedere niște persoane interesate să-și impună într-un fel sau altul ideile, orientările. Bănuiesc că da, ca peste tot, că doar și ei sunt oameni. Așa este, chiar e complicat de comentat în momentul de față. Cred că trebuie să mai așteptăm câțiva ani sau poate câțiva zeci de ani eventual și atunci vom putea trage câteva concluzii vis-a-vis de această acțiune care se întâmplă în momentul de față, care n-a mai fost de câteva sute de ani. Asta se cunoaște, cel puțin la un nivel atât de înalt și de important, cel
al unei funcții care până la urmă nici nu știu dacă poți să-i spui neapărat funcție. Cu toate că este până la urmă o funcție, cea de a fi papă. Dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.vbf.ro sau SMS-uri la 0744-238-830 pentru Viața Bate Filmul, Steve. Cred că da, sigur. De ce? Puterea e putere. Ușa de garaj nu trebuie să fie doar frumoasă și ieftină, trebuie să fie perfect funcțională, să izoleze impecabil interiorul de exterior. La Nord Electric, o ușă de garaj are toate aceste proprietăți. Accesează chiar acum tihan.ro și găsești cele mai bune uși de garaj, uși industriale, tot noi îți oferim automatizări porți, bariere automate și videointerfoane. Nord Electric, Fălticeni, Suceava, telefon 0744-514848 sau tihan.ro. Ești unic prin felul tău de a fi. Mobilierul din jur te reprezintă. MDFvopsit.ro. Suntem unici pentru dumneavoastră. Mobilier pentru dormitor, baie, bucătărie, camere de zi. Fețe din MDF vopsit, lucios sau mat. Fă-ți viața ca în filme. Accesează MDF-vopsit.ro. JKL Clinic România. Fii unic. Fii tu.